frați și surori, stimați ascultători, aș vrea ca încă o dată și în dimineața aceasta să spunem ca binecuvântat să fie Dumnezeu care a făcut cerurile și pământul. Amin. Amin. Vă obosesc dacă spun aceste cuvinte? Nu. Păi de El depinde tot. De El depinde tot. Dacă Dumnezeu și-ar trage mâna de peste noi, niciunul dintre noi n-a mai ajunge acasă după ora 12. De aceea, fie că ne obosește, fie nu, zic ca El să fie lăudat în veci de veci. Amin. Și suflarea și viața și mișcarea ne-o tragem din Dumnezeu. Și știți de ce? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune că suntem din neam de Dumnezeu. Suntem copiii lui Dumnezeu. Și atunci când suntem puțin mai neascultători, tot copii de Dumnezeu suntem, numai că atunci câteodată Dumnezeu spunea David în Psalmul 23, căci toiagul și nuiaua ta mă mângâie. Câteodată nuiaua nu mă pișcă și ne dă un avertisment. Și zicem noi, nu este așa de rău, n-am greșit așa de mult. Și ne permite mai mult. Și atunci intervine toiagul. Toiagul nu se îndoaie după noi, e puțin mai tare. Dar aș vrea ca și în această dimineață Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți, amin. Pe toți cei care am venit cu acest gând să ne hrănim din cuvântul lui Dumnezeu. Știți că cuvântul lui Dumnezeu este viață? El este viață. Atunci când nu te apropii de cuvântul lui Dumnezeu și nu-l citești, parcă ți se stinge viața în tine. Vorbesc de viața spirituală. Viața aceasta pământească, care tot de la Dumnezeu avem, suflarea de viață, de multe ori parcă ea spune, sunt stăpân pe El. Dar să știți că viața care o primim prin cuvântul lui Dumnezeu, ea trebuie să ia controlul asupra vieții noastre. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și creștinul este călăuzit sau condus de Duhul lui Dumnezeu, nu? Nu de firea pământească. Aș vrea ca în dimineața aceasta, frați și surori, să împărtășim câteva cuvinte despre această sărbătoare, despre Paște. De aici, în două săptămâni, vom sărbători Paștele Domnului și nu știu de ce, fratele Iosif m-a ales pe mine să vorbesc ca o introducere pentru Paște. Și aș vrea să-mi îngăduiți să nu să ocolesc, dar să intrăm în context. Pentru că cei mai mulți dintre creștini din vremurile noastre, să știți că nu știe ce sunt Paște. Am văzut un reportaj în România, într-o anumită zonă a țării, când reporterul îi întreba, știți ce sărbătoriți la Paște? Spre rușina noastră. Sau a lor. Cei mai mulți dintre ei nici nu știa. Și alții dădeau un răspuns foarte bizar. Spunea, nu știu că nu sunt de aici. Cu ce legătură ar avea de unde ești, nu? Că ești din China sau că ești din România sau că ești din Bulgaria sau de oriunde. Dacă ești creștin și de Paște te duci la biserică, parcă ar trebui să știi de ce te duci, nu? Care ți-e sărbătoare? Și de ce, pe cine sărbătorești? De aceea aș vrea, cu ajutorul lui Dumnezeu, ca să intrăm în acest context a Paștelor, să vedem cum și de unde provin aceste Paști. Pentru că Paștele care noi le sărbătorim ca creștini sunt doar o continuitate a ceea ce s-a întâmplat și ce am citit astăzi. Știți dumneavoastră, și-ar vrea să vă întreb pe dumneavoastră ceva. Ceea ce noi trăim astăzi, vremurile de har, ce ziceți dumneavoastră? Este planul B al lui Dumnezeu, căci planul A n-a funcționat? Pentru că cuvântul lui Dumnezeu în ziua de astăzi, fratele Iosif a citit,
despre niște Paște. Dar noi nu ne sărbătorim Paștele acelea. Aia a fost pentru evrei. Noi sărbătorim alte Paște. Și Domnul Iisus le-a sărbătorit Paștele acelea. Și ne spune Evanghelia după Luca că le-a sărbătorit. Dar noi nu le sărbătorim neapărat pe acelea. Noi sărbătorim alte Paști. Dar ce ziceți dumneavoastră aceste două planuri, să zicem? Era planul A și planul B sau planul 1, planul 2? Și dacă n-a funcționat primul, Dumnezeu a avut de rezervă altul? Ce ziceți dumneavoastră? Noi ca oamenii, îngăduiți-mă să spun lucrul acesta. Ne facem când vrem să ne propunem o izbândă, să facem ceva în lucru. Facem plan. Eu personal așa sunt. Îmi fac planul A. Și spun, dacă planul A nu funcționează, am de rezervă planul B. Dar mă duc și mai departe. Dacă planul B nu funcționează, mai am undeva și un plan care nu-l vorbesc cu nimeni, ăsta e C. Dar la Dumnezeu nu merge lucrurile așa. Aș vrea să vă spun că de la ieșirea din Egipt a poporului lui Israel până în vremurile noastre este același plan al lui Dumnezeu. Nu este planul A și planul B. Și nu a funcționat ăla cu lege așa cum a funcționează ăsta la cuhar. Nu este adevărat. Toate aceste lucruri fac parte din planul de mântuire al lui Dumnezeu cu privire la omenire. Lăudat și binecuvântat să fie numele Domnului. Cuvântul lui Dumnezeu, de aceea am spus, aș vrea să intrăm la originea acestei sărbători, să vedem de unde provine. Pentru că, așa cum am spus, poate, mă gândesc că printre noi știm toți ce sunt Paști. Dar s-ar putea ca nu toți, cunoscuții noștri sau copiii noștri, să știe de unde vin aceste origine ale Paștii. De aceea aș vrea să fac nu omogoriști, dar o introducere mai amplă ca să ajung la Paștele de care s-a citit în această dimineață și apoi să trecem la Paștele care este Domnul Iisus Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci când Iacov a coborât în Egipt la fiul său Iosif, în țara Canaan de unde a coborât era foamete și a coborât în Egipt pentru că a auzit că acolo este greu, sunt meringhe. Câți au fost când s-au coborât în Egipt? Vreo 70 de inci. Au fost o familie, un clan. Au stat acolo în Egipt vreo 430 de ani. Așa ne spune Scriptura. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Exodului, în capitolul 3, că Dumnezeu, a văzut pe poporul lui, pe urmașii acestui credincios al lui Iacov, i-a văzut în Egipt, le-a văzut suferința și strigătele și asuprirea care egiptenii apăsa cu mâna asupra lor. Oamenii aceștia, timp de 400 de ani, și-au pierdut esența credinței. Au pierdut cunoștința despre Dumnezeu. Și aceasta aș vrea să dovedesc Biblia. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune când Dumnezeu s-a prezentat lui Moise în lucrul aprins. I s-a prezentat și lui Moise și spune, eu sunt Dumnezeul părinților tăi. Și vorbește Dumnezeu mai departe. Și spune Dumnezeu, ăsta e planul meu. Să te duci în Egipt, să-i spui lui Faraon să lase copiii mei să plece. Și Moise îi spune lui Dumnezeu, Doamne, dar acum oarecum îl parafrazez pe Moise. Eu am înțeles, te-ai prezentat, am văzut că ești un Dumnezeu care te manifestezi. Până aici, probabil, Moise văzuse zeii Egiptului, care erau lencipiat. Și le slujau ei, lor, le aduceau ofrandă, dar ei nu se mișcau. Dar Moise a avut această experiență cu Dumnezeu, să-L cunoască pe un Dumnezeu care se manifestă, care vorbește, care are putere să stea într-un rug aprins și interesant ca rugul să nu ardă. Și să-i vorbească
și să îl trimită la poporul lui. Dar Moise acesta îi spune, Doamne, dar ce o să le spun oamenilor ăla de acolo? Pentru că nu o să te cunosc, ei nu te cunosc. Și Dumnezeu îi spune, spune-le, eu sunt cel ce sunt. Așa să le spun, eu sunt cel ce sunt. După ce voi se înțelege acest mesaj? Este interesant când Dumnezeu îi cheamă pe oameni în lucrare și oamenii încearcă să se eschiveze, să zică orice numai să nu intre în lucrarea lui Dumnezeu, da? Deci nu este o modă nouă. Nu este o modă nouă. Nu e de multe ori. Și aș vrea să-mi asum responsabilitatea cuvintelor care le spun. Noi de multe ori, dacă vedem că un frate în adunare e chemat de Dumnezeu, pentru lucrare noi avem obiceiul să spunem ăsta vrea să fie păstor. Ăsta vrea să fie prezbiter, ăsta vrea să fie diacon. Dar aș vrea să-mi îngăduiți această paranteză, frați și surori. Ce înseamnă să fii păstor? Ce înseamnă să fii diacon? Ce înseamnă să fii prezbiter? Întrebați-l pe fratele Iosif. Acum pe mine nu mă puneți în socoteală. Dar întrebați-l pe fratele Iosif. Să-și astupă fratele Iosif cu urechile ca să nu mă audă ce spun. Să-ți vorbească fiecare pătrunul pe care vrea. Și tu să nu poți să-i ripostezi să-i spui nimic. L-am întrebat pe fratele Iosif odată după ce a fost ordinat. Frate Iosif, ca să fii slujitor, este un avantaj sau un dezavantaj? Este un avantaj sau un dezavantaj? Pentru că atunci când nu ești, nu ai nicio slujbă, nu ești chemat, dacă vrei te prezinți, dacă vrei nu te prezinți, că nu vrei. Dacă cineva îți vorbește pe tonul pe care vrea să-ți vorbească, doar poți să-i ripostezi, nu? E simplu să-i întorci vorba înapoi. Dar ca slujitor nu poți. Păi nu poți. Pentru că trebuie să fii exemplu. Dar dacă e simplu, frate, în adunare, dar nu trebuie să fie exemplu, îi răspund cu aceeași monedă. Și Moise acesta nu vrea să fie slujitor. Își vede această responsabilitate. S-o fi gândit Moise, mă trimite Dumnezeu la ea de acolo. Păi nu i-am înfugărit pe mine, nu din cauza lor am ajuns eu aici, socul lui Ietro. Nu din cauza asta am ajuns eu pastor la oi. Când eu puteam să stau liniștit în casa lui Faraon. Nu din cauza lor. Și acum mă trimite ca să-i scot. Păi dai și o să-mi ia în cap. Și Moise începe ca să se eschiveze. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre acest Moise că până acolo s-a dus încât i-a zis lui Dumnezeu, Doamne, uite care treaba, eu am vorbirea lângă. Eu știu, poate să mai dulbăia, nu știu. Dumnezeu foarte interesant. El care a făcut gura putea să-l vindeci. Putea să-l vindeci. Dar n-a făcut. Dumnezeu i-a fi spus, tu rămâi tot așa cu vorbirea lângă vă, dar tot puteți. Pentru că Aron, fratele tău, care este din steminția lui Levi, el va vorbi în locul tău. Și tu vei fi ca Dumnezeu. Și vei spune. Interesant ce spune Dumnezeu lui Moise. Dar Moise stă tot să și nu se lasă și atât ca să o pune înaintea lui Dumnezeu până știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu. L-a mâniat pe Dumnezeu. Deci prin politețea lui, prin amabilitatea lui, prin refuzul lui, prin modestia lui să ajungem la cuvântul cel mai potrivit, îl mânii pe Dumnezeu. Să băgăm de seamă că atunci când modestia noastră este așa de mare încât devine în lene, îl mâniem pe Dumnezeu. Și planul lui Dumnezeu tot se duce la îndeplinire. Dacă nu cu dumneata, dacă nu cu mine, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că și din pietre Dumnezeu poate să facă slujitori. Și Moise acestea, vrând nevrând, se duce la poporul care l-a izgonit și care i-a spus la un moment dat, vrei să mă mor și pe mine ca pe egipteanul de ieri? Să duce la ei. Să prezint acolo și aș vrea să vă spun ceva.
când se prezintă și Dumnezeu face aceste plăgi sau urgii asupra Egiptului. Cuvântul lui Dumnezeu nu ne spune că neapărat împotriva oamenilor de acolo. Care este scopul acestor urgii? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că toate acestea au fost împotriva zeilor lor. Pentru că toate aceste urgii sistematice, ei aveau câte un zeu care ei spuneau egiptenii, imaginar, că îl controla aceste lucruri. Și Dumnezeu s-a manifestat și le-a arătat că El este Dumnezeu și că zeilor nu poate să facă nimic împotriva puterii lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului! Dar ultima dintre ele care a pus capac la tot. Până acolo inima lui Faraon așa de mult a fost împietrită, deși Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon. În adins, spune cuvântul lui Dumnezeu, l-a ridicat pe Faraon ca să-mi arăt putere. A venit vremea când și Faraon, măcar că la un moment dat erau broaștele și le avea peste tot și în palat Faraon. Și l-a chemat pe Moise și Aron și a spus, auzi, rugați-vă lui Dumnezeu să ne scape de el. Și Moise l-a întrebat, când vrei să vin, să mă rog? Și a spus Faraon, știți ce a spus? O să ai mâini. Mai vrea să stea într-o noapte cu el în casă. Foarte interesant. Ceea ce eu înțeleg prin această atitudine, o atitudine de aroganță a lui Faraon, a depășit mai mult decât încăpățânare. O atitudine de aroganță, oarecum ca un protest, uite că Dumnezeul vostru, prin toate astea pe mine nu mă deranjează așa de tare. Dar a venit vremea când Faraon a plătit contribuția născut. Și am ajuns la textul de astăzi. Când Dumnezeu le vorbește și spune, a venit vremea acum ca Faraon să lase poporul meu să plece. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu îi vorbește lui Moise și spune, uite, în seara cu tare, n-aș vrea să intru în toate detaliile, pentru că văd că timpul se scurge repede, în seara cu tare să jertfiți un miel. Un miel de parte bărbătească sau un ied, fără de cusur, să-l tăiați și sângele lui să-l puneți pe ușciorii ușii, pe marginea ușii, sus și în lateral, și aceasta va fi ca o protecție. Pentru că îngerul meu va trece prin toată țara Egipt. Și cine nu va fi păzit și nu voi, unde nu va vedea acest sânge, întâiul născut, fie om, fie dobitor, va muri din acea casă. M-am uitat și de aici vine această sărbătoare, Paștele Domnului. Și m-am informat puțin ce este acest cuvânt, ce înseamnă acest cuvânt. În limba ebraică se spunea Pesach și în limba aramaică Pascha, care înseamnă a trecut peste. A trecut peste. A venit Îngerul Domnului și a văzut că casa are sânge pe ușă și a trecut peste, a trecut îndealături. Și de acolo provine acest cuvânt Paște, apoi grecii au dat numele de Paște. Dar aș vrea, frați și surori, să înțelegem ceva. Această ieșire, pentru că noaptea aceea, când Dumnezeu le-a spus să jertfiți acest miel de Paște, să-l mâncați frig. Să-l mâncați frig. Să-l mâncați să nu zică cineva că am fi țuică, uitați aici. Nu am, pentru că cineva odată m-a acuzat și am fost într-o adunare, îngăduiți-mă o paranteză, și m-am pus să vorbesc din cuvântul lui Domnului și am avut o foaie de programare. Mai am câte un cuvânt notat. Și când am deschis Biblia, mi-a căzut foaia jos. Am luat-o și am pus-o înapoi în Biblie. Și la sfârșit a venit o soră și mi-a spus, m-am gândit că am spus, uite, e numai o programare, nu este nimic altceva. Și mi-au spus, dacă nu spuneai să știi, că așa credeam că toată predica ne-o citești de pe rutină. Dar și dacă aș ști tu, ce s-ar întâmpla? Doar tot din Scriptură mi-am luat notițe și am studiat, nu?
Dar este bine, este bine. Cât putem să ne forțăm memoria, este bine și lucrul acesta. Domnul să ne ajute, amin. Încheiem paranteză. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că atunci, deci noaptea aceea, când va trece îngerul și va nimici pe toți întâi născuți în toate casele egiptenilor unde nu este sânge. Egiptenii, evrei să nu doar. Spune cel puțin două sau trei lucruri. Să fie mijloc încins, încălțămintea în picioare și toiagul în mână. Asta înseamnă ieșiți din țara robiei. Dumnezeu vă scoate. Dumnezeu vă scoate. Dacă până acum 430 de ani am calculat pentru că se consideră că 25 de ani este o generație. Nu știu dacă am calculat bine vreo 40 și ceva de generații. Ei au stat acolo în Egipt. Și acum a venit ziua eliberării. Dar este foarte interesant că Dumnezeu ne spune să mâncați azimă. Să nu mâncați pâine dospită. În Noul Testament găsim despre pâinea asta dospită ca și cum dospeala aceasta este păcat. Reprezintă păcat. Dar aici, a cuvântului Dumnezeu le spune altceva de ce nu este să nu mănânce pâine dospită. M-am dus mai departe și cred că este în cartea Deuteronomilor să vedeți ce a reprezentat pentru ei atunci și pentru Domnul Iisus Hristos când a mâncat Paștele cu ucenicii, ce a mâncat aceasta, ce a reprezentat această azimă. În cartea Deuteronomilor, capitolul 16, aș vrea să citesc începând cu primul verset. Păzește luna spicelor și prăznuiește sărbătoarea Paștilor în cinstea Domnului Dumnezeului tău. Căci luna spicelor te-a scos Domnul Dumnezeul tău din Egipt noapte. Să jertfești Paștele în cinstea Domnului Dumnezeului tău, jertfele tale de oi și boi, în locul pe care îl va alege Domnul ca să-și așeze numele acolo. Versetul 3, să fim atenți. În timpul sărbătorii să nu mănânci pâine dospită, ci 7 zile să mănânci azime. Pâinea întristării, căci a ieșit în grabă din țara Egiptului. Așa să faci ca să-ți aduci aminte toată viața ta de ziua când a ieșit din țara Egiptului. Deci această azimă care ei au mâncat în acea noapte reprezenta pentru ei pâinea întristării. Pâinea întristării, am mai găsit despre această pâine întristării, am găsit în cartea prorocilor, în cartea prorocului Daniel, dacă nu greșesc. Când au fost duși în țara robiei, au mâncat și acolo pâinea întristării, cu o amărăciune și au mâncat pâine. Ei, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a trecut acest înger și ei au fost păziți din punct de vedere trupești. Să băgăm bine de seamă la lucrurile care le spun acum. Ei au fost păziți din punct de vedere a trupului. Pentru că din punct de vedere a sufletului, să știți că nu toți cei care au fost păziți au fost curați înaintea lui Dumnezeu. Printre ei au fost și străini care au fost în casele evreilor și au scăpat de urgia lui Dumnezeu. Și până la urmă s-a dovedit căci Dumnezeu spune, în mânia mea m-am jurat că nu vor intra în odihna mea. Pentru că din punct de vedere sufletește, n-au fost curați. Dar din punct de vedere trupește, Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului cu mână tare și braț puternic. I-a scos și le-a promis o țară. Dar aș vrea să facem diferența acum între Paștele de atunci și Paștele care le sărbătorim noi astăzi. Deci Dumnezeu i-a scos din țara Egiptului și le-a promis o țară unde curge lapte și mere, dar o țară pământească. Și unde, din păcate, cei mai mulți dintre ei n-au intrat. Au intrat doi. Spusesem că atunci când s-au dus Iacob cu familia lui în Egipt, au fost vreo
70. Se estimează că atunci când au ieșit, după 430 de ani, când au ieșit din țara Egiptului și s-au dus înspre Canaan, deci în noaptea aceasta de Paște, ar fi fost la vreo 2,5 milioane cu femei și cu copii, aproximativ, sau în mulțimul. Ei, dar la toți oamenii aceștia Dumnezeu le-a promis o țară pământească unde curge lapte și miere. Și cei mai mulți dintre ei, peste 20 de ani în sus, au rămas numai vreo 2 care a intrat. Iosua și Caleb. Restul au murit toți în pustie, pentru că l-au supărat pe Dumnezeu. Ei, acum haideți să venim, pentru că n-aș putea să vorbesc în dimineața aceasta numai de istorie. Pentru că acest Paște pe care ei l-au sărbătorit, este cea mai mare sărbătoare și zilele noastre la evrei. Acest Paște, deci ieșirea din țara Egiptului, când Dumnezeu i-a scos, și astăzi este cea mai mare sărbătoare la evrei. Dar la noi, la creștini, sărbătorim măcar în aceeași perioadă, pentru că Domnul Iisus Hristos, să știți că Domnul Iisus Hristos a fost crucificat și a fost pus pe lemnul crucii în această perioadă. A apucat și a sărbat pe Paștele și apoi a fost prins și a fost crucificat. Pentru noi nu reprezintă ieșirea din Egipt, deși este un autor al unei cântări care era bine inspirat și făcea legătură între aceste două sărbători. Și spunea, când te întorci din Egipt și te duci înspre Canaan, de Iisus vei fi dus la un han. Oarecum reprezintă ieșirea poporului Israel din Egipt, reprezintă o izbăvire de sub asuprire și din robie pentru noi. Domnul Iisus Hristos n-a venit numai pentru poporul Israel. Deși la un moment dat Domnul Iisus Hristos spune, am venit pentru oile pierdute al Israel. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește că și întâi este mântuirea iudeului și apoi a grecului. A grecului care reprezintă noi ăștia toate popoarele, nu numai greci, neamul. Dar Domnul Iisus Hristos, El, Paștele nostru, a venit să mântuiască pe toți oamenii, dar nu din robia aceasta pământească. El a venit să ne izbăvească din robia păcatului. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evanghelia după Ioan, în capitolul 1, cu versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Lăudați să fie numele Domnului. Deci noi, Paștele care le sărbătorim în fiecare an, este jertfa Domnului Iisus Hristos care ne-a scos din ocirla păcatului, nu numai pe evrei, nu numai pe români, pe toți oamenii îți oferă această posibilitate, credința în Domnul Iisus Hristos. Ar vrea să mă întorc înapoi puțin la Paștele celelalte a evrei. Știți că a angajat cel puțin două lucruri în această sărbătoare. Două atitudini care ei, evrei, puteau să le aibă. Și aș vrea să vi le spun. Moise a venit și a spus, Dumnezeu care m-a primit este Cel ce este. Și acum Moise a venit și a spus, uite, ca ultima avertizment pentru egipteni, Dumnezeu va trece și va nimici Îngerul Domnului pe toți cei care nu sunt sub sângele acestui miel. Mielului de Paște. Implica două lucruri acolo, două atitudini. Una, să-L crezi pe Moise ce a spus. Știți că întotdeauna sunt oameni, îngăduiți în cuvântul acesta, mai șmecheri, care niciodată nu cred ce spune, totdeauna au alte idei. Să nu se gândească cineva că atunci între evrei nu au fost alții care au fi spus, bă Moise, vezi de treabă cu mielul, dar n-am tăiat noi atâția mie până acum. Sângele Lui care îl pune pe ușor și să ne păzească? Probabil au fi fost, nu vreau să spun că a fost, probabil au fi fost oameni care l-au contrazis pe Moise și necesita o credință, să crezi că ce spune Moise este adevărat. Și apoi și ce mai necesita? Spune cuvântul lui Dumnezeu că credința fără fapte este moartă. Necesita să aplici ceea ce ai crezut.
Astea două lucruri. Nu era ușor nici pentru ei atunci, pentru că n-aveau experiență în cunoștința lui Dumnezeu, dar cei care au crezut și care au făcut așa cum le-a spus Moise, au fost izbăviți. Au fost izbăviți. Același lucru se întâmplă cu jertfa Domnului Iisus Hristos. Aici Ioan spune, iată mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul întregii lumi. Domnul Iisus Hristos a fost jertfit pentru noi, trimis de Dumnezeu pentru noi. El este mielul de ispășire pentru păcatele noastre. Și noi adesea ori ne rugăm și spune, Doamne, lasă sângele Tău să ne izbăvească, să ne ierte de orice păcat. Și adevărat este că sângele Domnului Iisus Hristos are putere să ne izbăvească de orice păcat. Aș vrea să vă spun ceva care poate nu tot o să fiți de acord cu mine. Să știți că nu sângele care era purșoriu și i-a păzit pe evrei. Acesta era doar un simbol. Era faptul că au crezut în ceea ce le-a spus Moise. Și au crezut în mesajul lui Dumnezeu. Dar în consecință, sângele Domnului Iisus Hristos are putere să te păzească și să mă păzească, să te ierte și să mă ierte, să te mântuiască și să mă mântuiască și să ne ducă în împărăția lui Dumnezeu. Lăudați să fie numele Domnului. Noi când sărbătorim Paște, aceasta sărbătorim, ne aducem aminte de jertfa Domnului Iisus Hristos. Ne aducem aminte că cineva, și am putea să mergem în cartea prorocului Isaia, că cineva a plătit pentru noi, a plătit în locul nostru. Ne aducem aminte că Domnul Iisus Hristos, care era o jertfă perfect, s-a coborât din cer și a plătit plata pentru noi. Nu să ne scoată simbolic zic din țara Egiptului, să ne scoată din robia păcatului. Să ne scoată de acolo. Și nu ne-a promis Domnul Iisus Hristos, nu ne-a promis o țară pământească unde curge lapte și miere. Vedeți dumneavoastră, acestea este lucrurile primele, erau doar niște lucruri premergătoare la ceea ce avea să vină după aia. Cineva m-a întrebat odată și a zis, dar de ce Dumnezeu n-a folosit prima dată pe Domnul Iisus Hristos? De ce a trebuit să fie ca o pregătire, dacă vă aduceți aminte și de Ioan Botezătorul, când a venit și l-a întrebat, tu ești Hristos? A spus Ioan Botezătorul, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. Și cineva a întrebat, dar de ce trebuiau toate astea? De ce nu Domnul Iisus Hristos a venit de mai de multă vreme? Am o întrebare pentru noi, dacă cineva se gândește felul acesta. Când Domnul Iisus Hristos a venit, acest Paște despre care s-a citit în dimineața aceasta, era cu 1000 de ani înainte de Domnul Iisus Hristos. În jur la 1000 de ani. Cam 3000 de ani de acum. În urmă. Întrebarea mea este, când Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ și l-a descoperit pe Tatăl și a descoperit planul lui Dumnezeu de mântuire, mai mari în Israel și liderii religioși din vremea aceea au putut să-L primească. Erau pregătiți să-L primească. Păi cei mai mulți nu erau pregătiți. Spune Domnul Iisus Hristos că Evanghelia li se propovăduiește celor săraci. Nu vorbea de lideri. Dar dacă venea cu 1000 de ani în urmă, mai repede, pentru că în perioada asta prorocii au vorbit despre venirea Domnului Iisus. Era o perioadă premergătoare pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Dacă venea direct Domnul Iisus Hristos atunci când a fost în Egipt, îl primeau oamenii. Nici atât cât l-au primit acum 2000 de ani. De aceea planul lui Dumnezeu de mântuire cu privire la oameni a fost, frați și surori, planul A. A fost o perfecțiune. Dumnezeu te-a pregătit dinainte. Te-a pregătit cu avertismente, că vine un proroc mare care va mântui pe cei care cred în El. Frați și surori, aș vrea să mă limitez la aceste cuvinte, vreau să-l las și pe fratele Iosif, dar aș vrea să vă spun ceva. Și în ziua de astăzi să știți că implică aceleași două atitudini ale oamenilor, care a implicat atunci când ei au ieșit din țara Egiptului. Una, credința să crezi în jertfa Domnului Iisus Hristos. Să crezi că jertfa Domnului Iisus Hristos. Să crezi că sângele Domnului Iisus Hristos. Vă aduceți aminte întrebarea care fratele Iosif o pune celor care se botează? Una dintre ele.
Dacă bine mi-aduc aminte, crezi că Domnul Iisus Hristos a murit și pentru tine? Și spunem, da, crezi. Crezi că Domnul Iisus Hristos s-a iertat toate păcatele? Da, crezi. Ei, această credință în Domnul Iisus Hristos, ar vrea să nu uităm un lucru. Trebuie să o îmbinăm. Să o îmbinăm bine, știți cu ce? Cu faptele noastre. Că așa ne spune cuvântul, că credința fără fapte este moartă. Dar Domnul Iisus Hristos n-a venit să ne promit o țară pământească. Și dacă ați fost în România și ați venit aici, nu v-a promis ca nada, ca o țară veșnică. Și mai ales că de multe ori niciun. Că tăl ninge și ninge și de 6 luni ninge. Într-o zi m-am supărat și am spus, măi, ăștia inventează orice numai să-ți ia taxe. Pentru că de 6 luni ninge. Nu s-o încălzi nimic. Și m-am rugat la Dumnezeu și am zis, Doamne, într-adevăr trebuie să încălzește în zona, că aici e rece. Dar Domnul Iisus Hristos ne promite altă țară. Deci credința în Domnul Iisus Hristos nu ne promite o țară unde curge lapte și miere. Știți ce ne promite? O țară unde este pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt. Pentru că și evrei care au intrat în țara promisă, în țara Canaanului, la un moment dat au fost nemulțumiți și pe acolo. Dar să știți că toți cei care intră în Împărăția lui Dumnezeu, toate nemulțumirile astea s-au terminat. Atunci când ți-ai părăsit trupul ăsta, s-au terminat tot. Ai uitat de tot și te-ai dus acolo în Împărăția lui Dumnezeu. Eu mă rog la Dumnezeu ca Paștele acestea, care este Domnul Iisus Hristos. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu prin gura lui Ioan. El este mielul pentru noi de Paște. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să ne binecuvinteze pe toți cu multă înțelepciune și cu multă propășire pe care a Domnului. Amin. Amin.